Vă zicem tuturor un bun venit la casa Domnului și am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare și în dimineața aceasta și Domnul să-și facă prezența. Amin. Frați și surori,
stimată familie îndoliată, familia Saleniuc, Cojocaru, Boicu și alte familii care sunt aici. Dorim și în această dimineață ca îngerea Domnului să fie peste noi toți. Amin. Și toți că suntem prezenți și de data aceasta, chiar în aceste clipe de încercare, de durere, cred că poate chiar cu oarecare greutate și întristare suflet, merită totuși să zicem, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt, amin, în veci, amin. Îi mulțumim Domnului că suntem aici în această dimineață. De aseară să știți că în alte părți alții au trecut la Domnul. Au trecut în neființă, s-au dus din lumea aceasta. Noi am avut harul să ne ridicăm din nou și să venim aici, să fim alături de familia Saleniuc și de Biserica Domnului de aici, din Union, să conducem pe ultimul drum, cum spunem noi, pe cea care a fost printre noi, sora Estera Saleniuc. Sora Estera a purtat un nume cu mare semnificație. Pentru evrei era numită Hadasa, care însemnează mirt. Mirt. După ce a ajuns Estera, de care vorbim noi din Scriptură, a ajuns în Imperiul Persan, cei din Persia i-au schimbat numele în Estera, care însemnează stea care strălucește. Și vreau să vă spun, gândindu-mă apoi la ce am vorbit aseară despre mărturia care rămâne în urma noastră, fratele Boicu mi-a spus, frate Iosif, când cumnata mea, sora Estera, a plecat în pensie din compania unde a lucrat 28 de ani. A fost singura persoană pentru care patronul a dat masă, i-a chemat pe toți muncitorii și a luat-o pe sora Estera după umăr, a ținut-o lângă el și a spus, vedeți femeia aceasta? Aceasta a fost o femeie sfântă. Aceasta este o femeie sfântă. O mărturie frumoasă care a rămas în acea companie. Vă dați seama, 28 de ani! Unii dintre voi nu aveți încă vârsta aceasta. Să lucrezi în aceeași companie și când pleci, oamenilor să le pară rău după tine. Asta înseamnă că ai umblat cu Dumnezeu. Mângâiați-vă cu aceste gânduri, că a rămas o mărturie. Eu cred că și în biserică, eu cred că peste tot sora Estera a atins, că e mare lucru să atingi cu viața ta, cu vorbele tale, cu trăirea ta, să atingi oamenii din jurul tău. Atinge copiii tăi, nu numai cu pălmuța, nu numai cu curelușa, nu numai cu nuiaua. Atinge-i cu vorbele, atinge-i cu dragoste, atinge-i cu pace. Atinge-i să simtă, să simtă că cineva a trăit pe lângă ei frumos. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. E o mare mângâiere, e o mare mângâiere lucrul acesta. Și astfel de oameni care au umblat cu Dumnezeu, așa cum spunea Costache Ioanid, cu Dumnezeu în fiecare zi, umbla Enoch în lumea veche, ca doi prieteni primegini pereche și tot mergând așa mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi umbla în vremea lui Ilie, ducându sfânta lui solie și un car de foc l-a dus, ca pe un trofeu, să umble și în cer cu Dumnezeu. Oamenii care pe pământul acesta au umblat cu Dumnezeu purtând cruci, vor umbla dincolo, ca și cum a umblat Daniel cu împăratul de mână. Niciunul din Imperiu n-a avut harul acesta să umble cu împăratul de mână. A fost o seară de frică, cred că și pentru Daniel, că trebuia să-l mănânce leii. Dar numai el a auzit în zori glasul, Daniele! Și tot Imperiu a văzut pe Daniel și pe Darius venind împreună de către groapa cu lei. Sora Ester a ieșit din groapa cu lei, de care au chinuit-o cel puțin în ultimii aproape 2 ani. Ea este cumpăratul. Și noi vom merge acolo. Doamne, ajută-ne! Ca în urma noastră să rămână o mărturie. Să spună oamenii, ați văzut? Vă amintiți? Să spună lui fratele Iacob, să spună fetelor și băieților. Vă amintiți de mama voastră? Știți cine a fost ea? O femeie care a umblat cu Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Haideți așa cum stăm în picioare. Vreau să facem să ne rugăm Domnului și aș vrea să ne rugăm prin doi frați, rugăciuni concentrate și scurte, prin fratele Jean Bobuescu de la noi, de la Springfield și prin fratele Titel, să ne rugăm Domnului, cerând ajutorul și binecuvântarea Domnului peste slujbă în această dimineață. Amin. Părinte,
venim așa cum știi și ne cunoști și ne-a făței ta. Cu durerile noastre, cu reticențele noastre, cu neputințele noastre. În termen omenesc, până că într-o casă de șale. Dar în ochii tăi, Doamne, se văcărim biruința. Nu e rolul tău ca să te întoarce acasă. Noi suferim și plângem, Doamne. Dar știm că sora este razurile de fața ta, spațiul cea făței tale, Doamne. Pentru aceasta, sufletele noastre tremură și tresaltă de bucurie. Dar te rugăm, Doamne, binecuvântează pe cei rămași în urmă. Familia întreagă, familia Salinico, Doamne. Copii, nuror, gine, nepoți, strănepoți, Doamne. Să urmeze exemplu mamei și bunicilor, Doamne. Iar nouă dăruiește o minte și o inimă deschisă, Doamne. Să putem privi pe cuvântul Tău care spune, Doamne, că și mai bine este ca acasă la Tine decât aici, Doamne. Îți mulțumim în această dimineață că suntem în acest loc, Doamne, să fim părtași, Doamne, să împărțim durerea lor cu durerea noastră, Doamne, și te rugăm să rămâi stăpânitorul nostru. Lasă robită în această dimineață, Doamne, un cuvânt deschis, Doamne, un cuvânt de sfârșit, Doamne, și inimile noastre poate să se înțeleagă, Doamne, că și Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Amin. Amin. Dumnezeu, oricare mângâie, Tatăl Sfânt din cer, înaintea Ta stăm cu inimile sfârșiate de durere, cu ochii lăcrămați de data aceasta, în locul acesta. Și te rugăm, uită-te cu milă, cu îndurare peste noi. Amin. Prin acest act al tăcerii ne-ai învățat că ori de câte ori trecem prin astfel de momente și noi să ne aducem aminte că și Tu în ceruri, atunci când Fiul Tău era pe cruce, inima Ta era zdrobită de durere, văzându-L cum moare pentru noi pe cruce. Doamne, îți mulțumim că ai murit pentru noi. Amin. Îți mulțumim că ne-ai mântuit, îți mulțumim că ne-ai răscumpărat. Doamne, chiar dacă ne pare rău pentru cei care pleacă dintre noi, știm că la Tine Tu îi aduni încet, încet pe fiecare. Și acolo ne vom întâlni cu toți, cu părinți, cu frați, cu soții, cu soți, cu copii care au plecat înaintea noastră. Doamne, în ziua aceasta dorim în continuare, binecuvântă lucrarea Ta din această dimineață. Binecuvântă slujitorii Tăi de care Te folosești. Binecuvântă orice inimă care este în locul acesta. Dacă mai sunt inimi care încă nu sunt mișcate de cuvântul Tău, mișcă-le în dimineața aceasta și dă-le motivație să-și aducă aminte că sunt trecători și într-o zi, mai târziu sau mai degrabă, ne vom întâlni cu ceea ce am lucrat. Doamne, îți mulțumim pentru acei care au plecat frumos dintre noi și ne-au lăsat o mărturie frumoasă. Doamne, îți mulțumim pentru sora Estera, îți mulțumim pentru familia Saliniu, care atât de mult s-a ostenit pentru noi atunci când, acum aproape 35 de ani, ne-au stat la dispoziție la toți cei care am venit din România, din Iugoslavia și de pretutindeni. În casa lor am găsit un pat, în casa lor am găsit o masă, în casa lor am găsit o mângâiere și aici am găsit un loc de popas. Și-ți mulțumim, Doamne, pentru această familie. Te rugăm, mângâie, Doamne, această familie și mângâie întreaga biserică și toți cei care au venit mai departe sau mai aproape, Doamne, mângâie inimile prin lucrarea Ta și prin cuvântul Tău. Noi nu putem mângâia, dar cuvântul Tău poate și de ce te rugăm, fă-ți lucrarea în ziua aceasta prin Duhul Tău cel Sfânt, prin slujitorii Tăi. Amin. Amin. Haideți așa cum să mă în picioare să deschidem împreună cuvântul Domnului la 2 Timotei, capitolul 4, de unde să citim câteva versete. Cuvânt pe care îl citim în această dimineață, frații au libertatea să vorbească oriunde din Sfântul Cuvânt, de unde Domnul îi înscrie. Cuvântul Domnului spune în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 5, în felul următor. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum
mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Vă rog să vă reașezați. Haideți să ascultăm pentru început câteva cântări, după care fratele Pit sau Luc va citi necrologul sau biografia despre sora Mister. Apoi fratele Narcis va aduce câteva cuvinte de condoleanțe din partea unor familii care nu sunt aici cu noi, din Europa și din alte părți, de aici și din America. Să ascultăm acum o cântare pe care fratele Marin Popa o cântă, apoi fratele Sorin Candreanu, urmat de Rodica Mășan, și apoi fratele Nicu Buliga vor cânta. După acestea vine fratele Pit cu biografia și fratele Narcis Bomac. Amin. Iubită familie îndoleată, frate Iacob, Domnul Iisus să vă mulțumim. Numai El știe. Cunosc această familie de long time ago, de prin anii 85-86 din California. De atunci, a trecut mult timp. Ultima dată ne-am întâlnit în Springfield, nu cu mult timp în urmă, la Ologonă, cu familia Bobăescu, fratele Estera, cu fratele Iacob. Și m-am apropiat de sora Estera și a zis, sora Estera, cum te mai simți? A zis, Marin, nu bine. A venit soția, a vorbit mult cu soția și soția mi-a spus, a spus sora Estera că nu se simte bine. Nici medicamentele nu-și mai face. Nu mai face lucrare. Duminica trecută, când am fost la biserică, fratele Iosef a anunțat. Soția îmi spunea că ea n-a fost la biserică. Zice, wow. Când am auzit că sora Estera a trecut la cele veșnice. A început lacrimile să încurgă pe o glas. Pentru că ne știm foarte bine. În Biblie avem un verset unde spune că mai bine într-o casă de jale decât în pruna de petrecere. Poate unii să gândesc cum adică, pentru că în aia de jale vedem cât de trecători suntem. Poetul unei cântări a văzut și el și a scris versul. Eu nu sunt mai mult decât fulgul de nea. Un joc de cristale e trecerea mea. Se scutură clipa din timpul sublim, surâde și cade și altele vin. Eu nu sunt mai mult decât un fir de parâng, ce coasa îl taie și furcile îl strâng. Țărâna rămâne și uită de el și un alt fir se înalță și cade la fel. Eu nu sunt mai mult decât o rază în abins, dar drumul spre cer mereu mi-a deschis. Eu nu sunt luceafăr cu chip marmureu, dar pe fruntea mea însă e scris Dumnezeu. Nu suntem aici statornici. O țară avem și ea Iisus. Dacă se știe cântarea, puteți să cântați împreună.
s-a prăbușit, când toți ai tăi de-aproape, cu zori te asupresc, El vine să te scape, slăvitul Domn Ceresc. Nu dispera, te-ncrede, de plin în Dumnezeu. El vine în ceasuri grele, I'm
Petra Seleniuk was born in Borca, Neamț, Romania, on February 11, 1954, to Dumitru and Elisabeta Cojocaru. She was the third of 12 siblings. She was a very happy and bright child who loved to sing and was well loved by all who knew her. She married Jacob Seleniuk at the age of 17 in 1971. They had a total of 15 children, 8 of which were born in Romania. Besides living with the challenges of raising a family in a poor communist country, they faced the tragedy of losing their oldest son, Daniel, at the young age of 8 years old from cancer. In 1982, she and her family left Romania and emigrated to the United States, uncertain of what would await them, but hoping and praying for a better future for their children. After living in California for 3 years, they moved to Missouri, a place where there was no established Romanian community, and started a new chapter of their lives in Union. She began working at Rexam Containers, where she would work for over 28 years. In the late 1980s, Estera and Jacob began sponsoring many other Romanians that were escaping communist Romania, also looking for better lives. Estera was known for her hospitality, and through the years, she welcomed countless people to her home and table. In large part, the Romanian community began to grow and flourish because of her willingness and servant's heart for others around her, friends and family alike. Her relationship with the Lord was the most important thing in her life, and this was clearly reflected in her role as mother, as wife, mother, sister, and grandmother. Estera was a very strong woman all of her life. 2 years ago, she was diagnosed with lymphoma. And throughout her hard battle with cancer, she continued to be strong, gracefully bearing it to the end. When we think of her, we remember her generosity, her heartfelt conversations, her wisdom, and her deep love for her family. She leaves behind a godly legacy for her husband Jacob, her 14 living children, Peter, Chris, Adriana, Marcel, Lydia, Emma, Donna, Dennis, Livio, Becky, Naomi, Elizabeth, Nathan, and Abby, her 72 grandchildren, and one great-grandchild that will continue to live on for generations to come. She will be dearly missed, but because of our hope in Jesus Christ, we know we will see her again. Estera was truly a Proverbs 31 woman, and as it is written, let her words bring her praise at the city gate. We know she will be splendidly rewarded for all that she did in her life for the kingdom of God. Și după cum se vede, de data aceasta cerul a câștigat și noi am pierdut. Prietenii și cei apropiați transmit salutul lor și condoleanțe familiei Seleniuk și bisericii, cuscrul George Schipor și întreaga familie Schipor din România, familia Răilea Nicu și copiii din România, familia Bărcan din România, Valica și Elena din România, familia Hrebenciuc, Samuel și Ana din România, Vanessa Moldovan, Iuta, Cuscri Boboc din România, familia Corciu din Austria, familia Iazigi din România, familia Varga, familia Boboc, Iosif și Luci, familia Barbir din Pennsylvania, familia Plăcintă, Bosanci, România, familia Lascu din România, familia Ianosic, Neșvin Penesi, fratele Pavel Gărneț, cuscra Lidia Sârb din Seattle, familia Negrușer, Seattle, familia Țermure, familia Sârb, familia Roznovan, familia Preda, familia Dincă,
familia Maciuc, Tam and Karen Copeland, Union, Missouri, Cuscru Reguș, Seattle și Cuscri Pușcaș din Texas doresc ca să vă transmite condoleanțe și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Amin. Haideți să ascultăm corul cântând pentru slava Domnului, după care fratele Ruben Băriac va veni aici și ne va spune câteva cuvinte, după care vrem să facem o rugăciune cu toții. Amin. Thank you.
frate Iacobuț, familia Saleniuc și toată adunarea îndoleată în dimineața aceasta, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu și în cazurile noastre și în problemele noastre, pentru că este un Dumnezeu veșnic, același ieri, astăzi și în veci. Haideți cu toții dintr-una să-L binecuvântăm, să-L lăudăm, să-L preamărim și în numele Lui să fie binecuvântat împreună cu Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Urmează să facem o rugăciune înaintea Domnului și Domnul mi-a pus un gând pe inimă ca să-L împărtășesc împreună cu dumneavoastră. Dar înainte de aceasta, frate Iacobuț și familia Saleniuc, aseară când se frații vorbeau din cuvântul Domnului, vorbeau despre un zbor. Și mă gândeam la sora Estera, mă gândeam la noi, de atâtea ori ne-am petrecut pe cei dragi ai noștri, până în aeroport, când s-au deschis ușile, ei au trecut și au continuat zborul lor. Astăzi va fi mormântarea și zborul va începe. Sau zborul este pentru sora Estera. Aș vrea să priviți după ce ne vom despărți de locul acesta. Pentru că sora Estera se odihnește de o stenelie, așa spune cuvântul Domnului. Și vine ziua când ne vom întâlni și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, pe toți, să vă întărească, să vă dea putere și harul Domnului și binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare în parte. Cuvântul Domnului care mi l-a pus Domnul în dimineața aceasta pe inimă pentru noi, pentru o rugăciune care vom face înaintea Domnului, spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Frați și surori, dacă trupul nostru este templul Duhului Sfânt care Duhul Sfânt locuiește în noi, sora Estera nu mai este printre noi. Sub templul acesta nu mai este printre noi și nu va mai fi printre noi. Dar noi suntem templul Duhului Sfânt. N-aș vrea să citesc multe versete pentru că timpul este limitat, dar când Dumnezeu a poruncit lui Moise să facă cortul întâlnirii, s-a coborât slava lui Dumnezeu și a coborât un foc din cer și a prins, a mistuit jertfa. Când Moise, când Solomon a construit templul, s-a coborât slava lui Dumnezeu, s-a coborât foc din cer și a prins jertfa, a mistuit jertfa. Dacă noi suntem templul Duhului Sfânt și suntem, a fost o zi pentru noi când slava lui Dumnezeu s-a coborât, când Duhul Sfânt s-a coborât, când s-a coborât peste ucenici limbele de foc. S-a coborât un foc care Dumnezeu l-a prins în inimile noastre și este focul Duhului Sfânt. Noi suntem în templul al Duhului Sfânt și trebuie să ardem, focul Duhului Sfânt trebuie să ardem în inimile noastre. Pentru Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Îndemnul meu pentru rugăciunea aceasta. Aș vrea ca să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere ca focul acesta să ardă și cuvântul Domnului ne spune în Levitic capitolul 6, că focul acesta trebuie să aibă, să ardă de necurmat. Și cuvântul Domnului spune în Levitic, capitolul 6, versetul 8. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, dă următoare poruncă lui Aaron și fiilor săi și zi. Iată legea arderei de tot, arderea de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea până dimineață. Și în felul acesta focul să ardă pe altar. Versetul 12. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze ardere de tot pe ele și să arde deasupra grisimea jertfelor de mulțumire. Focul să arde necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Dar, frați și surori, focul se poate stinge pentru că în capitolul 10, cuvântul Domnului spune că fiul lui Aaron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare caldenița și-au pus foc în ea și-au pus tămâie pe foc. Și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucrul acest, lucru pe care el nu l-l poruncise. Frați și surori, este posibilitatea ca noi să aducem foc străin pe altarul Domnului. Și focul străin poate fi ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit să nu facem și noi le facem în viața noastră. Poate să fie ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit să facem și noi nu le facem înaintea lui Dumnezeu.
El vrea în dimineața aceasta, în momentele acestea. Rugăciunea care urmează să o facem, pentru că noi suntem templele Duhului Sfânt. Pentru că Dumnezeu a prins un foc în inimile noastre. Pentru că este un foc care trebuie să ardă pentru Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că este un foc care nu are voie să se stingă. Dar noi avem posibilitate în nedegherea noastră ca focul acesta să se stingă și noi putem să aducem un foc străin pe altarul Domnului. Și spune cuvântul Domnului, poruncește Dumnezeu fiilor lui Aron ca să scoate cenușa. Haideți în dimineața aceasta, când ne vom ruga înaintea Domnului, să venim înaintea Domnului, pentru că trebuie să scoatem cenușa. Și cenușa sunt lucrurile care s-au adunat în viața noastră și nădușe focul și focul nu poate să ardă. Haideți în dimineața aceasta să ne plecăm inimile înaintea Domnului și să ne mărturisim înaintea Domnului și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere să ardem pentru Dumnezeu, să fim o făclie vie pentru Dumnezeu, Dumnezeu să fie proslăvit, Dumnezeu să fie lăudat și să ne binecuvânteze pe fiecare în parte. Ne ridicăm în picioare și ne ridicăm. Thank you.
Haideți să ascultăm un grup de fete care vor cânta pentru slava Domnului, apoi sora Mariana Turcan, după care va cânta o cântare, după care fratele Costel Bărsal de la Chicago ne va vorbi din cuvântul Domnului. Domnul să-L binecuvinteze. Amin.
să fiu sincer, am rugat toate scuturile să cânte singură. Dar nu a pus o întrebare. O zi, dacă ar trăi Izora, este era cam cum Cristul care vrea să cântă. Și a răspuns, zi. E greu cât ți se pare că singur și străin rămas pe cale și n-ai niciun sprijin. Yeah.
Și în situații ca și acestea, dorim din toată inima să binecuvântăm pe Domnul, să lăudăm numele Lui și să recunoaștem că Dumnezeu este și rămâne Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Frate Iacob, iubită familie Saliniuc, cu ani mulți în urmă, la Seattle, m-am întâlnit prima dată cu un membru din familia voastră, cu Cristi și cu Dana, cu Caleb. Apoi, vizitând Union, Missouri, ne-am împrietenit cu familia Stipor și cu celelalte familii care sunt și fac parte din familia voastră, din familia Saliniuc. Ne-am împrietenit și s-au legat ani de zile de părtășie împreună cu familia Berar, împreună cu familia Boboc și alții. Ceva ne leagă mai mult împreună. Să adaug la mărturia pe care frații au avut-o față de sora Estera. Sunt mulți ani de atunci când am vizitat un grup de tineri, eram necăsătorit, biserica dumneavoastră. Și erau mulți frați veniți. Atunci era fratele Bosan, era fratele Ghiță Răzăreanu din de la Detroit. Erau mulți frați veniți să viziteze pe lângă noi biserica dumneavoastră. La urmă ne-a luat familia Saliniuc la ei acasă, ne-a servit cu o masă caldă și vreau să vă spun ceva. Bineînțeles că întotdeauna așa se întâmplă, că tinerii au treaba lor și felul lor în viață și toată lumea era ocupată să povestească, să depene anumite amintiri din trecut. Însă sora Estera a avut un zâmbet cald, a avut o vorbă dulce pentru mine și a contat mult, dragii mei. Aseară, stând pe bancă, mă gândeam la ce s-a anunțat aici despre 72 de nepoți. Peste un strănepot, 73. 14 copii, 87. 11 gineri și nurori, 98. Și fratele Iacob, 99. Sora Estera trebuia să fie a 100-a persoană din familia aceasta. Însă păstorul cel bun a decis să vină să o ia pe brațele lui, să o pună pe umeri și să o ducă acasă la tata. Păstorul cel bun a decis să vă lase pe voi, nu la întâmplare, să vă lase pe izlaz, adică să vă poarte tot el de grijă, cei care ați rămas în urmă. Tot Dumnezeu vă va purta și vouă de grijă. Însă El a hotărât, spunea în pasajul citit aseară, cuvântul lui Dumnezeu, căci noi suntem pribegi, câtă vreme suntem departe de Domnul, pe pământul acesta suntem niște pribegi. Și Domnul a hotărât să ia un pribeag dintre noi, să-l pună pe umerii săi și să-l ducă să fie bucurie în cer, frate Petric, așa cum ai spus, frate Petric. Să fie bucurie în cer. Când se întoarce un erou acasă, este bucurie în cer, dragii mei. Aș dori din toată inima să ne dea Dumnezeu puterea să ne apreciem puțin mai mult frații și surorile credință și cei de corp cât vreme sunt în viață.
Parcă mă doare că n-am cunoscut-o mai bine pe sora Estera acum, nu? Parcă nu-i corect. La mormântarea ei spunea unul dintre frații care vorbeam aseară, s-ar fi bucurat, cred că, și Estera de mormântarea și de dumneavoastră, de toți care ați venit de mormântarea ei. Aș vrea să ne bucurăm mai mult cât suntem în viață, unul cu cel an, să ne sprijinim, să ne rugăm și să ne silim să luptăm pentru viața veșnică mai mult. Dragii mei, în pasajul care era citit aseară, Cuvântul lui Dumnezeu din 2 Corinteni, de la capitolul 5, spunem în versetul 8 așa: da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Situații ca și acestea ne aduc aminte de Cuvântul lui Dumnezeu, care spune că suntem plini de încredere și vrem mai mult să fim cu mult mai mult acasă la Domnul. În câteva cuvinte scurte vreau să menționăm de ce este cu mult mai bine să fim acasă la Domnul. În Apocalipsa, la capitolul 21, spune Cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 4 așa: El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici stânguire, nici țipet, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Dragii mei, este mai bine și dorim cu mult mai mult să fim acasă la Domnul, căci lacrimile de pe ochii voștri vor fi șterse de Iisus Hristos, slăviți să fie numele Lui. Orice om care este venit, am auzit zilele acestea și astăzi și ieri, vorbindu-se despre zeci de ani de zile de America. Am auzit în necrologul acesta vorbindu-se despre momentul și motivul de ce au plecat familie din România. Și vreau să vă spun că am găsit că și în America se plânge. Și în America este tânguire. Și în America este cancer. Și în America este suferință. Și în America sunt lupte. Însă într-o zi știm cu toții și nădejdea aceasta nu ne poate lua nimeni, că Iisus Hristos va șterge orice lacrimă, măriți să fie Domnul. Versetul 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însăși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Un bun lucru care este acolo este prezență neîntreruptă. Prezență continuă, împărtășie cu Dumnezeu. Vă uitați dumneavoastră, câteodată Dumnezeu se coboară în adunările noastre, ne cercetează prin Duhul Sfânt și spune, parcă n-am mai vrea să plecăm de aici. Și asta e doar o frântură mică, mică de tot. Să fim mereu în cortul lui Dumnezeu. Să fim mereu acolo în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeirea să te înconjoare cu totul și să te bucuri împreună cu cerul, pentru că acolo este neprihănire și bucurie prin Duhul Sfânt, dragii mei. De-aia e mai bine partea cealaltă. Că Dumnezeu șterge lacrima și întotdeauna vom locui în prezența lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cel din tâi, cerul din tâi și pământul din tâi pierisem și mare nu mai era. Pentru noi, cei răscumpărați de Domnul, pământul acesta nu mai este vrednic. Cerul acesta nu mai este vrednic. Pentru că ce acolo locuiește doar neprihănirea. Și pentru noi va fi un cer nou și un pământ nou. Și zic, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi va fi o cetate nouă. Pentru sfinții, o cetate sfântă. Dar uitați ce spunea versetul 7. Cel ce va berui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui
și El va fi Fiul meu. Dragii mei, vrem să ni se șteargă lacrima? Vrem ca să fim continuu prezent și ne drăm niciodată înaintea lui Dumnezeu? Vrem să fim parte de un cer nou și de un pământ nou, care lumea nu este vrednică și noi nu suntem vrednici, dar vom fi vrednici prin jertfa lui Iisus Hristos, pentru că El a plătit pentru noi. Vrem să fim membri și locatari unei cetăți sfinte, nici în California, nici în Missouri, nici în Chicago, nicăieri nu e așa. Și este o cetate sfinte, Ierusalimul cel nou, care vine din cer de la Dumnezeu. Și vreau să fiu cetățean acele cetăți, o cetate sfântă. Luptați și biruim și vom ajunge acolo. Toate aceste lucruri vor fi pentru cel ce l-a biruit. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Dragii mei, e greu prin ce treceți. Am trecut de multe ori în viață prin ce treceți voi. Dar vreau să vă spun ceva. Este o cetate nouă și Dumnezeu va fi cu noi. Amin. Amin. Haideți să ascultăm în continuare familia Cojocaru împreună cu sora Ela, care vor cânta pentru slava Domnului, apoi corul bărbătesc de la Springfield. Lauda pe Domnul, după care ascultăm un cuvânt adus de către fratele Ghița Pușta și Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Thank you.
aflat până la viața Domnului. Despre țara de sus, cum este Iisus, am aflat din al vieții cuvânt, acolo nu sunt nici nevoi, nici durei, ci doar bucurii neîncetate. Și acest loc fericit Domnul ne-a pregătit, murind pentru noi pe calvară. Acolo, într-o zi, la nuntă vom fi cu mirele nostru iubit. Dragă familie, putem cu toți să spunem la revedere, sub Estera, ne vom vedea. Despre Jesus,
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îngerilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Iubită familie Saliniuc și toate familiile rudite, n-aș vrea să dau nume să uit pe careva și să vă supărați, dar sunteți foarte mulți și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Și faptul că suntem așa de mulți în această zi, în locul acesta, e un har al lui Dumnezeu. Iată ce bine și ce plăcut este să locuiască frații împreună. Frați și surori, dacă avem ocazia să spunem fiecare de unde suntem și să realizăm ce a făcut Duhul lui Dumnezeu în timp, în vreme, pentru noi, ca să ne întâlnim în această zi, în locul acesta. Slăvit să fie numele Domnului. Numai Dumnezeu putea să facă lucrul acesta. Și nu numai că suntem împreună, dar suntem copii al lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, în care locuiește Duhul lui Dumnezeu, cum am auzit, și care ne bucurăm prin Duhul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și în întristările și în necazurile noastre, iar ne mângâiem, frați și surori. Pentru că toți trecem și toți vom trece prin procesul acesta al plecării din viața fiecăruia din noi. Așa că nu este ceva nou pentru noi. Eu aș vrea să vă spun, frați și surori, că cu ajutorul Domnului, probabil că în familia Saleniuc sunt cel mai proaspăt cuscru. Nu am greșit până aici. Îi cunosc, dar încă nu vă cunosc pe toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți așa de mulți. Și abia încă învăț și pe cei din biserica unde sunt. Eu de loc sunt din Bihor, transilvanean, ca să spun așa. Și acum mai am de învățat. Și eu când am auzit prima dată despre familia aceasta, n-am auzit despre familia Saleniuc. La noi s-a spus așa, fratele Iacobuț. Și eu am știut că fratele Iacobuț e last name. Până când într-o zi ne pomenim cu Nathan la noi în casă. Și au urmat lucrurile și de-abia din ziua aia am aflat că Iacobuț e doar first name, Iacob, Iacobuț, nickname, cum zicem noi, și că familia e Saleniuc. Domnul să binecuvinteze toată familia Saleniuc. Și-a întrebat, nevastă mi-a pus o întrebare, printre altele, nu știu acum, atunci sau altă dată, că de ce a venit Nathan la noi să ceară pe Naomi, că atâtea fete sunt aici în Union sau în Springfield. Și apoi Nathan a spus că ei sunt aproape toți rudenii, are verișoare multe și au fost nevoie să ajungă acolo. Dar așa a fost planul lui Dumnezeu. Și acum noi, frați și surori, suntem și rudenii și în Domnul Iisus Hristos suntem frați, suntem înfrățiți, slăbiți și binecuvântați să fie Dumnezeu. Frați și surori, n-aș vrea să țin mult. Aseară am auzit, poate și pentru mine, unele lucruri noi, dar să vă spun și eu, cel puțin, un lucru nou, care nici familia nu o să știe toți, numai câțiva. Și acum vă fac curioși. Eu am auzit astăzi că sora Estera a lucrat 28 de ani la o întreprindere și cu ea am vorbit de multe ori că a lucrat, dar n-am știut câți ani a lucrat. Deci învățăm încă lucruri noi și Dumnezeu ne înștiințează și despre alte lucruri care noi trebuie, frați și surori, în viața noastră să le avem în vedere. În familiile noastre, noi ca soț și soție, toți trăim și aș vrea să vă spun că traversăm momente grele și momente în care poate nu-i plăcut lui Dumnezeu chiar starea noastră și Dumnezeu, am văzut în timp, așa, la unii le dă un har deosebit, iar la alții nu. Și bine ar fi ca noi, cât trăim, să avem o relație bună unii cu alții, soțul și soția. Vorbesc de mine, în primul rând, și niciodată să nu fim certați, să fim întotdeauna împăcați. Mi-a destăinuit cuscru, fratele Iacob, că Dana, fata lor, Domnul să o binecuvinteze, într-un moment, în ultimele zile, a hărăzit prilejul ca în cameră să fie doar fratele Iacob și cu sora Estera. Când încă sora Estera era conștientă, când încă se putea vorbi cu ea, dar foarte slăbită, Floreca, soția mea, o suna mereu și am stopat apoi că am văzut că nu mai putea să vorbească și ne-am gândit că Dumnezeu vrea să o ia acasă și ce mai puteam să facem. Și atunci mi-a spus fratele Iacobuț, plângând și am plâns și el la telefon, Estera
și a cerut de iertare la fratele Iacob și fratele Iacob de la sora Estera. Frate și sori, e un lucru minunat. În clipele aproape când plece pe pământul acesta, lucid, să poți să te ierți unul pe altul. Și ce minunat și ce plăcut a fost. Și cred că acesta este un bun exemplu pentru noi care încă mai suntem în viață. Dumnezeu încă ne mai dă viață pe pământul acesta și să facem în așa fel încât să trăim frumos. Și așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu și despre sora Estera, vreau să spun și eu câteva cuvinte de când ne-am cunoscut. Într-adevăr, să întăresc ceea ce a fost până ce-am spus. O familie și o soră minunată cu niște fete și gine și toți, nu vreau să greșesc, să vă uit pe careva, dar mi-au rămas în imagine așa câteva fetele astea trei, Naomi, Elizabeth și Abigail, care nu se căsătorit încă. M-am pus eu așa gândușa, am zis, oare ce-o gândit sora Estera cu câteva momente, cu câteva zile, ore, înainte de a pleca de pe pământul acesta? Că eu cred că el ar avut conversație cu mama lor și ar fi dorit sora Estera să vadă și ginerii și poate ar fi dorit să vadă și nepoții la ele. Dar uite, Dumnezeu a format firul și în cartea vieții au fost scris atât, au fost scris că în Psalmul 139 spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când nu eram decât un plot, fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea vieții tale erau scrise toate zilele vieții mele, înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Și a lui sora Estera și a noastră, a tuturor, a frate și suror. Slăvit să fie Dumnezeu și binecuvântat, că Dumnezeu ne cunoaște și zilele, lăudat să fie numele Lui. Și am vorbit de multe ori cu sora și am avut părtășii frumoase, o soră ospitalieră, ne-a găzduit de fiecare dată când am venit, am stat la ei și ne-am simțit foarte bine, așa după cum ați spus și voi, o familie minunată și am aflat de la un frate de aici, că și pentru biserica de aici, pentru locul acesta, pentru Union, Dumnezeu prin ei și încă o familie sau două, a realizat ce a realizat și cu ajutorul lui Dumnezeu a făcut în primul rând, dar apoi cu ei, prin modul cum Dumnezeu a adus lucrurile la împlinire, suntem în locul acesta. Și aș vrea ca, din cuvântul lui Dumnezeu, doar poate un singur, am vrut să citesc de aici, din Eclesiastul, că se potrivește pentru sora Estera, un verset minunat. Mai mult faci un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Și m-am tot gândit, de ce ziua morții? Pentru că se spune lucruri frumoase, acum așa adevărate, că sora Estera a încheiat, a sfârșit lucrarea cu bine, se pot spune lucruri frumoase și e o biruință, e o victorie, e un lucru bun, unde noi cu toții vedem că Dumnezeu a lucrat în modul acesta și avem nădejdea și credința aceasta că s-a dus acasă la Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Iar pentru noi cei ce am rămas, frate și surori, din textul ce a fost citit, doar un singur gând. Spunea Pavel aici așa, m-am luptat, lupta cea bună și mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Și vreau să vorbesc doar puțin despre m-am luptat, lupta cea bună. Frați și surori, ce luptă ducem noi în viața noastră, în biserica Domnului? Nu vorbesc de acasă sau poate și acasă, călăuzit de Duhul Dumnezeu. Ce fel de luptă ducem noi? Suntem întrebați. Ducem o luptă care conduce la bunul mers al bisericii, care conduce la buna propășire a lucrării lui Dumnezeu, sau suntem angrenați în alte lupte? Și cuvântul lui Dumnezeu, tot în felul acesta, și tot Apostolul Pavel, spune așa, pentru noi cei ce am rămas, numai purtați-vă, și eu și noi toți, într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de protivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea, și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu, căci cu privire la Hristos. Și acum aici intrăm toți, frate și frate. Vouă, nouă, ni s-a dat harul nu numai să credem în El, ci să și pătimim pentru El. Și să ducem, să duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine, pe care ați auzit
și pe care auziți, că o duc și acum. Să luptăm pentru credința Evangheliei, să luptăm pentru o cauză bună și Dumnezeu pe toți frați și surori să ne binecuvinteze. Doresc ca harul Domnului, mângâierea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să rămână cu noi, cu toți, familia sa, toți cei înrudiți. Dumnezeu să vă mângâie, să vă întărească. Ați avut o mamă, o soție, o bunică, exemplu, model. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să ne binecuvinteze pe toți, să trăim de aici înainte, tot așa frumos, în părtășire, în unitate, în prezența lui Dumnezeu, în călăuzirea Duhului Dumnezeu. Fiți binecuvântate, Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Frați și surori, vă invit pe toți să ne ridicăm în picioare, să ne pregătim împreună cu frații, să cântăm o cântare în comun. În timpul acestei cântări ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Bineînțeles, fiind un sprijin și pentru această familie care trece prin această încercare în această zi. Apoi, grupul Maranata vor cânta după această cântare în comun și urmează să vorbească din cuvânt fratele Moira de la Detroit. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Cântăm cu toții și ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie. Prin viața Domnului va anunța judecata și prin ziua aceea mare va sosi și prin credincioșii toți în jurul lui s-or aduna câte slavă lui și de acolo-i fi. Însă
Cred că nu este prea mult să ne strângem din nou gândurile și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Suntem în dimineața aceasta împreună, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că este mai bine să fii într-o casă de jale. Biserica din Missouri, din Union de aici, astăzi s-a transformat într-o casă de jale. Pentru că aceea care a fost sora Estera Salenuc a plecat să fie cu Domnul acasă. Și noi împreună suntem aici ca să fim un sprijin pentru familia Salenuc. Prin aceasta să ne arătăm dragostea noastră față de ei, față de fratele Iacob, față de cea care a fost sora Estera și spunem Dumnezeu să-L întărească, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Era un copil în anii 80, când cred că pentru prima dată am auzit de familia Salenuc. Tatăl meu cu fratele Iacob au fost prieteni din copilărie, dacă nu mă înșel, din perioada când erau flăcăi, dacă putem spune așa. Au emigrat în Statele Unite și acum am în memoria mea o fotografie care aveam acasă primită de aici la fratele Iacob cu copii care aveau atunci și 8 copii. Au trimis-o părinților mei și în copilăria mea, de multe ori, nu uitam peste fotografia aceea, nu știam vreodată că voi ajunge și eu aici în Statele Unite, că voi fi în țara aceasta, dar mulțumim Domnului care a vegheat asupra noastră în decursul timpului. Amin. Stau și mă gândesc, mă uit în sală și văd mame cu copilași în brață și mă gândesc o odinioară și sora Estera. Era o mamă tânără, o mamă veselă, a purtat copii pe brațe. Să dai naștere la 15 copii nu este un lucru ușor. Să-i crești, să le dai mâncare, să-i hrănești, să te trezești noaptea când sunt bebelași, să-i îngrijești, să le dai mâncare. Mai mult, când copiii cresc mai mărișori, cât de mult timp, cât de multă cheltuială, să-i crești bine, să-i educi, să le dai o învățătură bună, să le vorbești despre Dumnezeu. Câtă osteneală! Dar astăzi, sora Estera este aici. Așa cum o vedem. Și într-o bună zi, fiecare dintre noi vom ajunge în locul acesta. Eu mai stau și mă gândesc. Și dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, realizăm că viața pe pământ, frați și surori, este trecătoare. Câtă trudă! Câtă osteneală, câtă durere. Avem parte și de bucurii, dar parcă bucuriile sunt iuți, sunt trecătoare. Și parcă boala, suferința, întristările, problemele, copiii neascultători uneori, câtă durere aduc părinților. Am vrea parcă să fie mai bine, am vrea să fie parcă mai multă bucurie pe pământul acesta, așa cum spune Biblia, plin de sâlnicie, frați și surori. Dar, dincolo de lucrurile acestea care le vedem cu ochii noștri, sunt niște lucruri mult mai importante. Domnul Dumnezeu, Apocalipsa, capitolul 2, spune în cuvântul lui Dumnezeu acolo, că l-a făcut pe om. Apocalipsa, capitolul 2, Genesa, capitolul 2, versetul 7 spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Dincolo de ceea ce vede ochiul, dincolo de trupul acesta care îl purtăm și ne îngrijim de el, că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să ne îngrijim și de trupul acesta. Frați și surori, Dumnezeu a pus în noi un suflet viu. Sufletul acesta este nemuritor. Dacă trupul se trece, odată cu vremea, îmbătrânim și uitați-vă, mai ieri eram tineri, mai ieri alergam, eram plin de vlagă, plin de putere. Și când mă uit, sunt 20 de ani din viața mea de când am venit în țara aceasta și ne-am transformat, ne-am schimbat. Nu mai suntem aceiași la înfățișare.
Dar Dumnezeu a pus în noi o comoară de preț, așa spune cuvântul Domnului, un suflet care este viu. Întrebarea care vreau să o pun în dimineața aceasta, cât de mult ne îngrijim de sufletul nostru? Ne îngrijim tot atât de mult de sufletul acesta cât ne îngrijim de trupul acesta trecător? Prin harul lui Dumnezeu am avut parte de chemare cerească. Frați și surori, realizați ce mare har este să-L cunoști pe Dumnezeu? Să-L ai pe Domnul Iisus ca frate, ca mântuitor, ca salvator al tău personal. Am o întrebare în dimineața aceasta. Ce reprezintă Dumnezeu pentru tine? Cine este Dumnezeu? Este Dumnezeu Tatăl tău? Dacă da, slăvit să fie Domnul. O altă întrebare care o am în dimineața aceasta. Cine este Domnul Iisus pentru tine? Este Domnul Iisus salvatorul tău personal? Poți să ridici o mână sus și să spui, da, Domnul Iisus este salvatorul meu. Glorie Domnului! Frați și surori, toate lucrurile vor trece. Totul este trecător. Dar dacă porți în vasul acesta de lut, țărâna se va întoarce în țărână. Dar sufletul este viu. Sufletul va moșteni împărăția și promisiunile lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Amin. Noi suntem diferiți decât lumea de afară, frați și surori. Pentru că noi purtăm o nădejde în inimile noastre. Și nădejdea aceasta este nădejdea învierii din cei morți. Domnul Iisus, când a plecat acasă, amintiți-vă de promisiunea Domnului Iisus care a spus în felul următor, mă duc să vă pregătesc un loc. Credeți promisiunea Domnului? Amin. Domnul Iisus Hristos, de fapt, a fost cel întâi înviat dintre cei morți. Glorie Domnului! El a biruit porțile locuinței morților. Prin El suntem și noi biruitori. Dacă purtăm nădejdea aceasta în viețile noastre, frați și surori, nădejdea aceasta nu înșeală. Au fost atât de multe promisiuni care le-au făcut oamenii, atâtea nădejde înșelătoare, dar noi purtăm în vasul acesta de lut o nădejde care nu înșeală. Și nădejdea aceasta este că ne vom întâlni cu Salvatorul nostru. Că ne vom întâlni într-o zi cu cei dragi ai noștri care au plecat la Domnul. Ne vom întâlni cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, cu părinții credinței, cu cei care au înaintat, înaintea noastră au mers pe drumul acesta, frați și surori. Să păstrăm în inimile noastre nădejdea aceasta. Și aș vrea să închei în dimineața aceasta recitind câteva cuvinte care au fost deja menționate. Dar să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că chiar dacă pe pământul acesta trecem prin suferință, prin boală, prin despărțire, să ne păstrăm sufletul curat pentru Dumnezeu. Apocalipsa 21, frați și surori, cânta corul în dimineața aceasta, cântarea aceasta extraordinară. Și nu am putut în inima mea să nu exalt și să spun, avem un Dumnezeu, avem un Mântuitor, avem un Salvator. Glorie Domnului! Apocalipsa 21 spune așa, și noi credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Așa cum l-a văzut Ioan în insula Patmos, el spune în felul următor, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi periseră și marea nu mai era. Și eu am văzut covorându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, glorie Domnului. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au pierit. Cel ce șade pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate, glorie Domnului. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții veșnice. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui. Și El va fi Fiul meu, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, chiar dacă ne despărțim de sora Estera, cea care a fost sora Estera, noi avem nădejdea aceasta și o purtăm în inimile noastre și fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute să credem căci vom fi biruitori cu El. Amin. Haideți să ascultăm cântând pentru slava Domnului frații Saleniuc, apoi
frații grădinarul laudă pe Domnul, corul de fete, fratele Narcis Boboc, poezie și vom asculta apoi cuvântul Domnului din fratele Nicu de la Detroit, Nicu Bârsan, pastorul Bisericii Betel. Domnul să-l folosească și să-l ungă cu Duhul Sfânt Amin. Pentru noi. Amin. Thank you.
că acestea, frați și surori, se merită să spunem slăvit să fie Domnul. Voi lăuda pe Domnul în orice vreme, spunea psalmistul, și într-o vreme ca aceasta, Domnul merită să fie lăudat. Dragă familie Saliniu, Domnul Iisus să vă mângâie și să vă binecuvânteze. Am vrea să cântăm o cântare împreună spre slavă lui Dumnezeu. S-a vorbit în ziua aceasta cât de trecători suntem. Și toți știm lucrul acesta. Deci dacă știm că suntem trecători, Domnul să ne dea putere și să ne ajute să ne pregătim pentru ce. Amin? Amin. Să ne pregătim pentru ce ne așteaptă acolo. Cântarea spune la refren, mă îndrept spre cer să-L văd pe Domnul. Haideți cu toți, o cântare foarte cunoscută, să o cântăm cu toți împreună.
Thank you.
Înainte să recit sau mai bine zis să citesc câteva versuri, aș vrea să spun doar un gând, vorbind cu unul din copiii familiei Saleniuc, mi-a spus așa: Narcis, dacă nu erau părinții mei, și în mod special mama, astăzi nu eram în biserică. Mă uitam la ei, cântau toți și mi-am spus: aș vrea și sfârșitul alergării mele să fie ca la sora Estera. Să știi că pleci din viața aceasta și toți copiii ți-s căsătoriți în Domnul și o ascultat-o. Și pentru cei care încă mai aveți părinți, respectați-i, amin, iubiți-i, amin, ascultați-le sfatul, că vine o vreme când vom pleca de pe pământul acesta. Dacă vreți să vă întâlniți cu buna, dacă vreți să vă întâlniți cu bunica care a plecat acum 3 luni, doar o singură șansă, să fiți ascultători și să-L iubiți pe Dumnezeu. Mi îmi pare viața aceasta, viața care o trăim, scurtă, ba chiar foarte scurtă. Dar de ce totuși murim? De ce nu suntem noi siguri nici pe ziua cea de mâine? De ce suntem musafiri? Unul pleacă, altul vine. Dar fiindcă viața în care ne-am născut și azi ne aflăm, ne tratează cu surprize, hai puțin să medităm. Nu ne întreabă nici când vine, nici când pleacă ce dorim. Ea își face datoria. Noi ne naștem și murim. Noi ne facem case, vile și conforturi speciale. Ne muncim cu cărți în mână să-i dăm titluri ideale. Îi dăm toată libertatea. Nu o închidem ca pe oricine. Am dorit cu trup și suflet viața să se simtă bine. Dar nimic. Mereu surprize. Ea își păstrează legământul. Iată înaintașii noștri că sunt una cu pământul. Nu-i pasă de tinerețe, nici de neam și nici de rasă. Ea se duce, iar tu în doliu rămâi lut. Pământ în casă. Ba nu rămâi nici în casă, ci te întorci înapoi în lut. Fericirea în viața aceasta nu-i cum firea ta a vrut, că stăpânul vieții Domnul și viața îi slujește. Și din tot ce a creat, nimeni nu-i se împotrivește. Omul-i singura ființă ce cuvântul i-a călcat. Și de aceea viața noastră zi de zi s-a tot scurtat. Ierodul neascultării din Edena celor doi. Aceasta e sentința morții și o moștenim și noi. Astăzi mișună în lume, miliarde pe pământ. Dar când vine solul morții, toți se îndreaptă spre mormânt. Nimeni nu este în stare să lupte cu boldul morții. Chiar te încearcă pentru o clipă, dar se prăbușesc cu toții. Cât de falnic în ființă, cât de tare în noroc, se topesc în fața morții ca și ceara lângă foc. Dacă nu era îndurarea Dumnezeului cel Sfânt, nu era nicio speranță, veșnic drum înspre mormânt. Totuși, ni s-a dat o șansă, însă prin dumnezeire s-a depus un preț, o jertfă pentru întreaga omenire. A venit un om din ceruri, Fiul celui purul sfânt, și a restabilit viața pentru cei de pe pământ. A restabilit Edenul pe un plai de nedescris. A făcut apoi transferul omului spre paradis. S-a luptat cu boldul morții și a ieșit învingător. A zdrobit puterea morții și ne-a dat un viitor. Viitor pe care nimeni, nici temutul Lucifer, nu-l mai pune în pericol, că-i deschis direct spre cer. Unii cred și azi aceasta, turmentați de forța firii, că aici, într-un mormânt, este locul moștenirii. Nu cunosc ce e viața și nici veșnicia ei. Nu-l cunosc pe Salvatorul, ci vorbesc fără temei. Nu cunosc că pe Golgota Iisus ne-a răscumpărat, ne-a deschis un drum spre viață, însă un drum adevărat. Chiar de trece El prin moarte, prin acest cumplit potir, nu sfârșește nici în moarte, nici în zisul cimitir. Căci pe aici este calea ca ființă omenească, însă capătul lui are destinație cerească. El ne-a dovedit atunci
Duhul când și-a dat pe cruce, când s-a rupt cata pe teazma, că Scriptura așa zice, că s-a clătinat pământul, stâncile s-au despicat, iar cei sfinți de prin morminte mulți atunci au înviat. Da, sunt lucruri petrecute care stau ca mărturie. Învierea lui Iisus e și ea dovadă vie. Și dacă au trecut prin moarte și a înviat glorios, tot așa or să învie și urmașii lui Hristos. Dacă azi încă trăim vremea întoarcerii în țărână, nu înseamnă că cei sfinți în mormânt o să rămână. Vine vremea când Iisus își va împlini cuvântul. Vine vremea când cei sfinți își vor părăsi mormântul. Vine vremea, în mod sigur, când copiii lui Hristos vor trăi clipa învierii și momentul glorios, când vor auzi semnalul deșteptării din mormânt, iar pe tot întinsul zării va voi un cântec sfânt, căci fiorul învierii ne trezește, cum s-a spus, și ne vom lua tot zborul spre întâlnirea cu Iisus. Dacă prin Adam venita moartea-n dușii cea trupească, prin Iisus Hristos veni învierea pentru patria cerească. El ne-a dovedit aceasta în mod practic explicit. Cine vrea ca să-L slujească, va ajunge mântuit. Eu închei aceste versuri cu deplină siguranță, căci prin scumpul meu Iisus trec din viață la viață. Amin. Încă o dată binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Mult iubită și întristată familie, mângâiată de Dumnezeu prin cuvânt și aseară și azi și în zilele care urmează, ne apropiem cu cuvântul lui Dumnezeu spre sfârșitul acestui serviciu aici din Casa de Rugăciune, și-L binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu, care în ziua aceasta a împletit durerea cu mângâierea, cu nădejdea, și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne-a dat și cuvântul acesta scris de omul lui Dumnezeu, Pavel, dar nu numai pentru el. El a spus, eu recunosc. Dacă eu spun aceste lucruri, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa și nu numai mie, Dumnezeu va dărui cununa tuturor care vor iubi venirea Lui. Mărit să fie Dumnezeu! Frați și surori, Dumnezeu a ajutat pe o femeie care la 17 ani a vrut să lase tinerețea în urmă și să se căsătorească cu Iacobuț. Dumnezeu a ajutat-o să ia decizia aceasta. În Scriptură este scris așa. Este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui. Și Dumnezeu a ajutat doi tineri, Iacobuț și cu Estera, de la o vârstă fragedă, în 1971, fratele Lică Polocoșer spunea, eu am participat la căsătoria lor. Când Dumnezeu i-a ajutat pe meleagurile României ca să încheie legământ înaintea lui Dumnezeu, am fost și eu prezent. Și au trecut ani și ani. Ce putere trebuia să existe într-un proroc să prorocească că după aproximativ 50 de ani, Dumnezeu de acolo, din Broșteni, din Pârtești, ne strămută și pe meleagurile Unionului va fi o biserică de limba română și vom petrece pe sora Estera la mormântare. Veniți din multe părți cu nădejdea unei vieți veșnice, mărit să fie Dumnezeu. În ziua aceasta, noi îl slăvim pe Dumnezeu și spunem, nu este ușoară lupta pe care o au de dus muritorii. Când Dumnezeu ne îngăduie să ne întrupăm cu un trup aici pe pământ, deja suntem puși
într-o tabără unde, dacă rămânem să ascultăm de ceea ce ne comandă mădularele noastre, suntem împotriva voii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe lucrul acesta. Și diavolul știe lucrul acesta. A câștigat bătălia în Eden și poate să stăpânească el mai mult pe mădularele noastre și să trimită semnale la creierul nostru să facem rău, nu ce-i place lui Dumnezeu. Și suntem în tabăra care va pierde lupta cu Dumnezeu. Foarte mult depinde în ce tabără ești din zilele copilăriei tale, în zilele tinereții tale și în zilele până la bătrânețe, când alții îți pun mâna pe piept sau mâinile pe piept și tu până acolo, dacă ai primit în minte legea lui Dumnezeu și începi să treci de partea lui Dumnezeu și să duci lupta cu Dumnezeu, eu aș vrea să spun, ce șansă ai avea tu sau eu în fața unui cuvânt pe care l-a rostit tot omul lui Dumnezeu Pavel și a zis așa, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, să-l vedem pe Satana întrupat și să spunem, pe ăsta dacă-l biruiesc, am ieșit biruitor. Și auziți, împotriva căpeteniilor, a domniilor, a stăpânitorilor întunericului acestui veac și împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ce șansă ai tu? Ce șansă am eu dacă nu vine cineva? Și acum, în încheiere, eu citesc cu bucurie în fața voastră un cuvânt pe care omul lui Dumnezeu, altul decât Pavel, mânat de Duhul Sfânt, transpus într-o altă stare, are revelația aceasta în Patmos și spune în Apocalipsa, capitolul 19, începând cu versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a ratat un cal alb. Cel ce stătea pe el se chema cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate, mărit să fie el. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călării pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fer și va călca cu picioarele lui teascul vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Cel care poartă numele mai jos scrie, el este împăratul împăraților. El este Domnul domnilor. A primit numele care e mai presus decât orice nume. Are puterea să mântuiască. A avut puterea să sufere până la moarte și încă moarte de cruce. Și are împărăție pe care vrea să arate în curând cu tot biruitorii lui. Domnul să binecuvinteze familia Saleniu, familia Cojocaru, familiile înrudite și Dumnezeu să binecuvinteze viața noastră a tuturor, să fim în tabăra câștigătoare a biruinței finale cu Hristos, nădejdea slavei, să moștenim viața veșnică. Amin.
Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul, fraților! Suntem într-adevăr la o mormântare, dar așa cum spuneau frații, este și o sărbătoare. O sărbătoare. Și știți ce face sărbătoarea aceasta? Prezența Domnului aici. Prezența Domnului care mângâie. Cuvântul Domnului ne dă voie și nouă să ne întristăm. Când eram tânăr, mergeam la mormântări și spuneam, nu plângeți, nu plângeți, că n-are rost să plângeți. Nu, după ce m-am maturizat, citind de epistolele lui Pavel, el spunea, noi ne întristăm, dar nu ca cei care n-au nădejde. Deci sunt unii oameni care se întristează, au probleme mari când se întâmplă din acestea, dar Pavel spunea, întristați-vă, plângeți, descărcați-vă, pentru că aveți după cine, nu? Dumneavoastră știți cel mai bine cine a fost la Estera. Când v-am văzut aici, 14 cântând. Poza aceasta a spus totul. Gândiți-vă în 28 de ani, această soră, să te duci la lucru în fiecare zi, să crești și 14 copii, să pregătești mâncarea pentru ei, să vii acasă, să știți că ea poate n-a avut timp să stea, să se odihnească după 8 sau 9 ore sau 12 ore de lucru, ea trebuie din nou să pregătească mâncare pentru voi. Câte diapere n-au trebuit schimbate chiar aici în America, câți copii n-au putut și au trebuit șterși, curățați, să vorbim cum trebuie vorbit. M-am uitat la mâinile dumneiei. De câte ori a trebuit să se scoale, să vă ia în brațe, să nu plângeți. Și mi-a venit în minte când un păstor în România a vizitat o mamă care avea mulți copii. Era pe ultima sută de metri, cum spunem noi, sora știa că moare și a spus, frate, eu acum mă duc la Domnul. Dar zice, n-am ce să-i arăt. Pentru că a rămas văduvă cu mulți copii și spunea ea, pe mine m-ai văzut mai rar la biserică. Eu n-am putut da bani, n-ai văzut cecul meu acolo sau banii mei în România. Și zice, acum când mă duc, te întreb pe dumitale ca păstor, ce să-i arăt Domnului? Ce să-i spun Domnului? Și păstorul fiind pus într-un fel în încurcătură, a spus, oră, într-un final, când vei ajunge acolo, arată-i Domnului mâinile. Și Domnul știe totul. Numai mâinile, dacă le-ar arăta sora Estera, e suficient. De aceea să rămânem în această mângâiere. Și Domnul să vă binecuvinteze. Să vă creșteți copiii voștri în frică și teamă sfântă de Domnul. Știți de ce, frați și surori? Noi avem nădejde și nu numai nădejde. Noi avem un răscumpărător și răscumpărătorul nostru este viu. Răscumpărătorul nostru nu este Putin, nu este Obama, nu este Biden. Răscumpărătorul nostru care este viu, piatra pe care a văzut-o Daniel desprânzându-se dintr-un munte fără ajutorul vreunui mâini și a venit prin secole până la noi și astăzi a umplut pământul, piatra care s-a desprins, Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Amin. El este Mântuitorul și nădejdea noastră. Amin. Și pe drept spunea Iov, ni s-a nimicit pielea și carnea, dacă trupul meu, așa cum s-a descompus, m-am uitat la sora Estera aici, în sicriu, un trup uscat și mâncat și chinuit de boală. El spunea, chiar dacă aceasta toată se duce, dispare, știu un lucru, că răscumpărătorul meu este viu. Amin. Și la urmă se va scula pe pământ. Aleluia. Și ochii mei îl vor vedea. Aleluia. Și spune Iov un cuvânt frumos și îmi va fi binevoitor. Lăudat să fie Domnul! Așa se spune Domnul pentru noi toți când vom ajunge acolo. Vino rob bun și credincios, de intră în bucuria stăpânului tău. Frați și surori, eu cred că nu e timp de pierdut. Nu cred că e timp să ne pierdem
în alte lucruri, să ne pierdem timpul cu tot felul de lucruri care nu fac cinste nici cuvântului lui Dumnezeu, nici vieții noastre de creștini. E timpul să ne întoarcem și să devenim oameni adevărați. Că nu știm care este următorul. Nici aici la Union, nici la Detroit și nici la Springfield și oriunde ne-am aflat. Viața noastră este în mâna Domnului. Dar e una să mori cum mor toți oamenii și alta să mori în Domnul. Cine moare în Domnul, se ridică în Domnul. Dar să nu crezi că vei muri un om nemântuit și tu te vei ridica că vor face preoții și popii slujbă. Adu-l pe Francisc de la Roma să facă slujbă pe mormântul tău dacă îi muri păcătos. Nu te poți ridica sfânt. N-ai cum să te ridici sfânt. Că ți-ai pus în primăvară sau ți-i pune roșii și castraveți și dumneata te vei duce în toamnă să culegi cucuruz sau știuleți, nu? Mă, nu se poate. Exact ce seamene aia culegi. Dacă ești un om pocăit, vei adormi în Domnul și Domnul va zice, vin o slugă bună și credincioasă de intră în bucuria stăpânului tău. Dar îi va chema și pe ceilalți care nu s-au întors. Știți de ce? Pentru că fiecare vom da socoteală de binele sau răul pe care l-am fi făcut cât am trăit în trup. De aceea cât trăiești în trupul acesta. Nu spune nădejdea în povești. Acestea de după moarte, cu pomeni și cu slujbe, cu dezlegări. Nu! Dacă nu te-ai dezlegat prin Hristos cât ai fost viu, nu te mai dezleagă nicio slujbă. De aceea dezleagă-te astăzi și zii Domnului. Am auzit că tu ești un răscumpărător și că ești viu. Slăvit să fie Domnul! Știi câte sute de papi și poate mii s-au părândat pe la Roma, ăia care spun că sunt locuitorii lui Iisus pe pământ. Astea sunt povești. Nu are cine îl înlocui pe Iisus pe pământ decât Duhul Sfânt. Amin. Atât! Și Duhul Sfânt schimbă și astăzi vieți și transformă pentru împărăția Domnului. Știți de ce? Pentru că răscumpărătorul nostru este viu. Om via din morți este viu în vieții vecilor și a zis, eu sunt învierea și viața. O luat cheile locuinței morților și sunt în mâna lui Iisus. Să știți că nu ne ducem în mormânt că așa vrea boala, că așa vreau doctorii. Noi murim pentru că așa vrea Dumnezeu. Spunem Psalmul 90 cu versetul 3, tu întorci pe oameni în țărână și zici, întorceți-vă fiii oamenilor. Sora Estera nu s-a dus neapărat că a fost bolnavă. S-a dus că așa a vrut Domnul. Să nu fiți supărați pe Domnul. Să nu vă certați cu El. Păstrați-vă o întristare care e normală, o durere pe care trebuie să o aveți. Dar cu nădejde. Că vine vremea când ochii noștri îl vor vedea. Și El va aduce înapoi pe toți cei adormiți în El. Și vom fi nu 70 de ani, nu 68 și cu boală, nu 100 de ani. Vom fi o veșnicie cu Domnul. Amen. Și Pavel spunea, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Amen. Haideți să ascultăm corul cântând, casa mea nu e aici, deci cântă această cântare, după care fratele Florin Cojocaru, păstorul bisericii de aici din Union și fratele, unul din frații surorii Estera, ne va aduce câteva cuvinte și Domnul să-l binecuvinteze. Amin.
Așa cum toți frații până acum au binecuvântat pe Dumnezeul Cerului, cred că este bine și din partea mea și din partea Bisericii din locul acesta să îl binecuvântăm pe acela care este veșnic. Amin. El este acela care face hotărâri drepte și nimeni nu se poate împotrivi împotriva voii lui Dumnezeu. Este foarte greu să rostesc niște cuvinte despre sora mea Estera. Nu este numai sora mea, este sora întregii familii Cojocaru, mama copiilor din familia Saleniuc, soție lui Iacob și o soră a întregii biserici din locul acesta. S-au spus niște cuvinte astăzi și unul dintre ele era că mai bine este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Balaam, când a fost chemat să blasteme poporul lui Dumnezeu, unul din cuvintele care le-a spus, a spus că, de-aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Am avut ocazia să fiu de multe ori cu Estera în timpul acestei boli, în timpul acestei suferințe. Chiar la spital, fiind odată cu ea, m-a întrebat, oare ce zic oamenii despre mine? Când mă văd în suferința aceasta, ce gândesc ei despre mine? Cu ce am păcătuit eu înaintea lui Dumnezeu? Eu văd că în ziua aceasta oamenii de pretutindeni au un cuvânt de spus asupra ei, pentru că oameni de pretutindeni
din Detroit, Springfield, Chicago și din alte părți ale Americii au un cuvânt de spus despre ea prin prezența lor că sunt în locul acesta să o petreacă pe ultimul drum și eu zic împreună cu Balaam, oh, dacă ar fi și moartea mea binecuvântată ca acelor neprihăniți și zic ca Domnul să o primească în slavă, lăudat să-i fie numele Lui. S-au citit unele cuvinte în ziua aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel spunea că m-am luptat lupta cea bună. Din pricina COVID-ului, bolii acestea de COVID, nu prea a lăsat la spital pe prea mulți dintre copiii ca să fie împreună cu ea acolo. Și copiii mereau și câte unul pe rând, stăteau nopți întregi acolo cu ea. Estera, fiind o femeie umilă, a zis la un moment dat, zice, copiilor, n-ar trebui să stați tot timpul aici cu mine. Pentru că aici, în salonul acesta, este cineva cu mine. Parcă-l văd, parcă-l simțesc. Este Îngerul lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a trimis aici. Dumnezeu nu ne lasă singuri, dragi frați și surori, chiar în mijlocul încercărilor și al problemelor și al necazurilor și al suferințelor. Și de multe ori probabil că ne întrebăm de ce Dumnezeu îngăduie suferință peste cei neprihăniți, peste cei sfinți, peste care o lume întreagă pot să spună despre ei, a fost un exemplu printre noi. Și totuși Dumnezeu îngăduie suferința. Și totuși Dumnezeu îngăduie necazul. Și chiar e așa pus întrebarea aceasta. De ce Dumnezeu a îngăduit? Și de ce m-a ales pe mine? Răspuns la aceste întrebări nu avem niciunul, dragi frați și surori. Răspunsurile toate le vom găsi în împărăția lui Dumnezeu. Dar să știți că Domnul Iisus Hristos a dat o pildă în privința aceasta despre un om bogat și despre un om sărac cu numele de Lazar, care pe lângă că era sărac, era și bolnav. Spunea cuvântul lui Dumnezeu căci câinii veneau și îi lingeau rănile și era sărac din calea afară, căci ar fi dorit să mănânce din pâinea care cădea de la masa omului bogat. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că cu vremea a murit și Lazar și a murit și cine? A murit și bogatul. Despre Lazar spune cuvântul lui Dumnezeu că îngerii lui Dumnezeu au venit și l-au dus acasă. Și bogatul a sfârșit-o rău. Nu este un păcat să fii bogat și nu este un blestem să fii sărac și bolnav. Cu toate că de multe ori atunci când ajungi sărac, când ajungi bolnav, probabil că cei din jur încep să te mai judece. Bă, o fi păcătuit ăsta cu ceva. Familia lui o fi păcătuit cu ceva. Cine mai știe de ce a îngăduit Dumnezeu lucrurile acestea? Oamenii din jur judecă, dar Dumnezeu este judecătorul cel drept, dragi frați și surori. Și răsplătirile celor care au luptat și au dus credința până la capăt, nu vor fi niciodată aici pe pământ. Și nici pedepsele pentru cei care au săvârșit nelegiuirea nu vor fi aici pe pământ. Este o zi de judecată când fiecare își va primi răsplata după felul cum a lucrat și după felul cum s-a luptat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că psalmistul spunea la un moment dat că era cât pe cât să-mi iasă alunice piciorul, pentru că m-am uitat în jur și am văzut pe cei din jur că o duc bine. Și că nu au parte de boli și de suferințe. Dar la urmă spus că m-am uitat la sfârșitul lor de viețuire. Dragi frați și surori, Apostolul Pavel, despre care s-a citit în ziua aceasta, aș vrea să mă duc cu gândul căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Apostolul Pavel a trecut prin multe suferințe, prin multe necazuri. Spunea el că a fost bătut de evrei de mai multe ori,
S-a spart corabia cu el în mijlocul mării. Era în primejdie din pricina tâlharilor, pe râuri, tot felul de probleme în întreaga lui viață și Dumnezeu l-a scăpat întotdeauna. Dar de data aceasta este conștient de un lucru. De data aceasta este conștient că clipa plecării lui din lumea aceasta este aproape. Și el spune un lucru. Să uită în urma lui. Să uită pe urma pașilor lui și spune: m-am luptat lupta cea bună. Estera a spus că aș fi putut să fac mult mai bine decât am făcut. S-a uitat și ea pe urma pașilor ei. Dar eu cred că mai mult decât a făcut, nici nu se putea mai mult. Dar omul smerit întotdeauna să uită în urmă și zice: aș fi putut să fac mai mult. Eu cred că mulți dintre noi suntem conștienți când ne uităm în urma pașilor noștri, când ne uităm în viața noastră, când ne uităm la luptele care le-am purtat în viața noastră și la energia care am pus-o în multe lupte care n-au avut niciun rost și la sfârșitul vieții, nu putem să ne lăudăm ca Apostolul Pavel și să zicem: m-am luptat lupta cea bună. El spunea, vorbea despre multe lupte, lupte dinăuntru, lupte din afară. Și pe lângă toate acestea spunea el că purta grija tuturor bisericilor, pe unii a trecut și pe unii le-a înființat. De multe ori ne punem energia în lupte, dragi frați și surori, care la sfârșitul vieții noastre punem capul în pământ și zicem: nu trebuia să fac lucrul acesta. Nu trebuia să lupta mea să fie în felul acesta. Nu trebuia să mă lupt împotriva fratelui și împotriva sorei. Nu trebuia să mă lupt împotriva bisericii și împotriva la cutare și la cutare. Ci trebuia să mă lupt așa cum s-a luptat Apostolul Pavel și să păstrez credința. Chiar în mijlocul nenorocirilor, chiar în mijlocul problemelor, chiar în mijlocul bolilor și a suferințelor, să păstrez credința. Pentru că Estera, dragi frate și surori, vinea în casa Domnului purtată de o parte și de alta de fiicele ei. Abia se tăria pe picioare, dar venea în casa Domnului. Până n-a mai putut complet, a venit în casa lui Dumnezeu. Dacă am putea să ne lăudăm cu niște oameni, cu astfel de oameni, ne putem lăuda. Și zic ca Domnul să binecuvinteze întreaga ei familie, căci este un exemplu printre noi. Și zic ca Domnul să binecuvinteze pe copiii ei care lucrează neobosit în biserica aceasta și să vede pe urmele lor o lucrare extraordinar de bună. Și Estera este una dintre acelea pentru care trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că a fost printre noi și că a făcut o lucrare bună în familia ei. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea și am păzit credința. Mi-am isprăvit alergarea. Fiecare dintre noi avem o alergare de alergat. Fiecare dintre noi am primit un talent de la Dumnezeu care trebuie să-l folosim în lucrarea lui Dumnezeu. Unul avem un talent într-un fel, unul în altul. Unul să slujească în casa lui Dumnezeu, altul să slujească în familie, altul să slujească la locul de muncă. Estera s-a spus despre ea, așa cum ați auzit de la mulți frați din locul acesta, pe unde a trecut, a rămas semne în urmele ei și a spus: femeia aceasta a fost un exemplu între noi. La lucru, spune, a fost o sfântă și noi în biserica de la Union putem să spunem a fost un exemplu, o femeie înțeleaptă, o femeie pricepută, o femeie care a știut să vorbească, când să vorbească. De multe ori avea de spus ceva copiilor ei și nu știa cum să le spună. Venea și îmi spunea mie, zice: băi, vreau să-i spun ceva la cutare copil din familia mea, dar nu știu exact să-i spun ca să nu-l rănesc. Știu că tu ești prieten cu copiii mei. N-ai putea tu cumva să spui ca și cum ar veni asta de la tine, nu ca și cum asta ar veni de la mine. Ei știau de unde vine lucrurile acestea, știau că vine de la mama. A lucrat cu o înțelepciune venită de sus, o înțelepciune venită de la Dumnezeu. Dragi frați și surori, mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care au rămas în urmă. Amin. Și Dumnezeu să
îi țină în credință pe fiecare în parte și așa cum a spus Apostolul Pavel, spune, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Sora Estera a primit cununa și cred că dorește ca niciunul din locul acesta să nu rămână neîncununat în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Zic ca Domnul să binecuvinteze întreaga adunare, zic ca Domnul să binecuvinteze pe toți acei care au iubit-o pe Estera și au venit de la depărtări extraordinare să fie împreună cu familia Saleniuc în această dimineață, cei care au simțit cu această familie, și Domnul să răsplătească la fiecare în parte. Mă rog ca Domnul să mângâie pe fratele Iacob. Amin. Mă rog ca Domnul să mângâie acești copii care Amin. Au îngrijit-o cu atâta drag în ultima vreme, care au intrat în casa lui Estera. Nu era moment, nu era clipă în care să nu fie una dintre fetele la sora Estera, să nu fie lângă ea, cu o cană, cu apă, cu o supă. Mamă, ce dorești? Vrei asta? Vrei cealaltă? Au îngrijit-o cum nimeni nu putea să o îngrijească mai bine. Zic ca Domnul să le răsplătească lucrul acesta. Cu astfel de copii pot să mă laud și să poate lăuda și biserica din locul acesta. Domnul să vă întărească și să vă binecuvinteze. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, frați și surori, și să mulțumim Domnului pentru slujba din această dimineață. Și vom face lucrul acesta prin doi frați, în cuvinte mai scurte. Vom mulțumi Domnului și ne vom ruga pentru familie, ca Domnul să lase în continuare mângâierea Lui, în special peste familia Saleniuc și peste toate rudenile și peste noi toți. Facem lucrul acesta prin fratele Filip Cheriță de la Springfield și prin fratele Ionică Sumănaru. Domnul să-i binecuvinteze, iar apoi cu toții, în final, vom rosti frumoasa rugăciune Tatăl nostru. Deci ne rugăm prin frații amintiți. Neprihănitule Tată, acum la sfârșitul acestei zile, Doamne, în care ne găsim în acest loc, venim să-ți aducem mulțumire, Doamne, pentru bunătatea și îndurarea care ți-ai arătat-o față de noi, ca să ne cercetăm unul fiecare în parte cum stăm înaintea Ta. Ajută-ne să facem fapte vrednice de pocăința noastră. Te rog ca Tu să întărești, să binecuvintești familia îndoliată, Doamne, care de azi înainte va rămâne fără mamă și fără soție. Te rog, Doamne, ca să lași mângâierea Ta, încredințăm toate lucrurile în mâna Ta, poartele de grijă, acel ce ești Tatăl orfanului și apărătorul văduvei și a văduvului. Doamne, îți mulțumim, te lăudăm și te preamărim pe Tine, fii cu noi mai departe. Amin. Amin. Slăvim și binecuvântăm numele Tău, Tată Ceresc, Tu care ai rânduit ziua aceasta. Pentru noi, Doamne, să fim în locul acesta, în planul Tău, a fost cunoscută. Glorificăm numele Tău, Tată. Amin. Îți mulțumim de prezența Ta aici. Îți mulțumim că Ți-ai mângâiat familia aceasta, Doamne. Amin. Îți mulțumim că vei fi cu ei în continuare. Amin. Și chiar dacă, Doamne, sora noastră a plecat acasă, exemplul ei, Doamne, am credința aceasta că va fi urmat de copiii ei, Doamne, de cei care au cunoscut-o. Amin. Și va fi un exemplu, Doamne, pentru ei. Îți mulțumim pentru toți cei care au venit în locul acesta. Să-i binecuvintezi Tu. Amin. Doamne, timpul lor, călătoria lor, Doamne, să o răsplătești Tu. Amin. Și mai mult, Doamne, cu toți să ne vedem în împărăția Ta. Rămâi cu noi la despărțire, Amin. Tată drag, și noi îți mulțumim căci vei fi cu noi de acum și în veci. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția
puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să vă reașezați doar pentru câteva momente. Stimați frați și surori, dați-mi voie numele familiei Saleniuc și a Bisericii Domnului de aici din Union, tuturor celor care sunteți aici, să vă aducem cuvinte de mulțumire, celor care ați venit de departe, din alte state, Domnul să vă răsplătească și să vă dea binecuvântarea Lui, că am împlinit cuvântul Domnului în a fi în casa de jale. Mulțumim celor care au filmat, celor care au transmis online, celor de la sunet, Domnul să vă binecuvinteze. Dați-mi voie să mulțumesc unui grup de tineri care au venit de la noi împreună cu fratele Jacob Popa, care ei au ajutat la transmiterea aceasta online. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească osteneala aceasta. Apoi, mulțumim celor de la sunet, cântăreților care au cântat, grupului și corului bărbătesc de la noi de la Springfield, frații care ați venit de la Springfield, Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească tuturor osteneala. Mulțumim cântăreților de aici. Ați cântat foarte frumos la mormântare la bunica voastră. Mă gândesc în urmă, că la anii 98, când a venit prima dată aici, nu știu, nu era niciuna dintre voi. Sunteți careva născută după 98 sau 98? Nu. Deci nu erați. Dați seama că nu erați. Aproape că nici voi nu erați, numai unii poate erați între voi. Și uite ce frumos cântați după ani de zile. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Mă bucur întotdeauna când vin la Union de frații slujitori și de cântăreții care aveți aici. Domnul a ridicat-o pe sora Naomi și pe toți cei care lucrați împreună în acest grup frumos și Domnul să vă țină în harul Lui. Amin. Apoi mulțumesc personal și în numele bisericii slujitorilor. Toți au fost foarte, foarte, foarte cuminți. Au respectat timpul, încă unii nici nu s-au dus cât le-a fost dat. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească slujirea dumneavoastră. Transmitem mult har și pace fraților din Detroit, care au venit într-un număr frumos de la Michigan. Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și întreaga biserica Betel, biserica din Springfield, din Chicago, din Seattle, ori de unde ați venit. Să fiți binecuvântați de Domnul, din St. Louis, de aici. Ori de unde ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. Acum dați-mi voie să îl las pe fratele Cristi Saleniuc, care va anunța felul în care ne vom deplasa de aici la cimitir. Frate Cristi. Încă o dată vreau să aduc și eu mulțumire din partea familiei noastre pentru toți care ați venit din multe state, din diferite locuri. Ne-ați înconjurat cu multă dragoste, apreciem lucrul ăsta și Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Mulțumim și pentru toți frații care au lucrat la ordine, la bucătărie, atâta surori care au lucrat la mâncare, la bucătărie, la ușierii care au fost afară, au ținut ordinea și parcarea și în adunare. Apreciem foarte mult și mai mult ca toate mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat ziua asta binecuvântată și am putut să o chem cu bine. Am fost mai multe mulțumiri care aș vrea să le aducem, dar și ne grăbim ca să plecăm de aici. Dar măcar câteva să mai aducem. Dacă fratele Iosif a adus câteva, vreau să mulțumim pe nume poate câteva familia Bondor, Mirela și Liviu, familia lor a ajutat mult la bucătărie. Lia Bosancu și familia lor a ajutat foarte mult aici. Surorile care au ajutat și multe surori care în timp ce la noi acasă, la noi, la mămică, la tăticul acasă, mămică era bolnavă, era casa plină tot timpul. În continuu veneau și se duceau. Multe surori au venit și au adus mâncare. Veneau prăjitură, supe, mâncare. Unul venea, unul se ducea și a fost un timp binecuvântat pentru noi și pentru că mulțumim și pentru toți care ați fost alături de noi și de familia noastră. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Acum aș vrea o mulțumire specială. O mai spus și alții, dar în special pentru Naomi, Elizabeta și Abby. Atât de mult au iubit-o pe mămică. Noi toți am iubit-o, dar ele au depus atât de mult efort și atâta dragoste
ca să o îngrijească pe mămica. Am fost acolo de multe ori și le vedeam cum creau. Domnul să vă binecuvânteze, fetelor. Și eu cred că Domnul vă binecuvântează și vă binecuvântează mai departe. Acum o să ne grăbim să plecăm. Vă dau și adresa, o spun aici așa, dacă mai aveți nevoie, întrebați pe unul dintre local, veniți la mine, la cei locali. Adresa e 4834, la masă, scuzați-mă, nu la cimitir, la masă, după serviciul de înmormântare la cimitir, vă rog frumos să veniți toți la masă, inclusiv cei de aici, cei de departe, să nu lipsească niciunul, mâncarea este suficientă și vrem să fiți cu noi, să fiți acolo și cu noi. Și adresa acolo e 4834 South Point Road, Washington, Missouri. Cei care sunteți la hotel acolo în Washington, e foarte aproape de locul ăla. Și când plecăm de aici, toți punem hazard lights, merem după mașina funerală, în coloană, toți în coloană, avem grijă. Încă o dată, mulțumim și Domnul să vă binecuvânteze și să vă răsplătească la toți. Dați-mi voie să spun încă un lucru, am uitat. Eu personal și numele bisericii vreau să mulțumesc surorilor de la Missouri, de la noi, de la Springfield, care au făcut și au trimis vreo 28 sau 29 de cozonaci românești pentru acest eveniment. Domnul să vă binecuvânteze surorilor de la Springfield. Și dumneavoastră ziceți, amin. Amin. Deci hai să cântăm o cântare în comun, da? Și cei care se ocupă de mutarea sicriului, îi lăsăm să vină să-și facă jobul lor.
Thank you.
se poate să eliberăm culoarul, toți să ne dăm la o parte, absolut toți, să facem loc și vom mai cânta o cântare care sora Estera, mamă, îi plăcea cântarea aceasta. Să cântăm cu toți în timp ce vor veni cei de la Casa Motoră. Toți copiii, dați-vă la o parte. Atenție la copiii mici, fiecare să iei copiii mici, da?